Într-adevăr, este important să știm semnele infarctului. Și în primul rând, segmentul de populație care este expus celui mai mare risc. E vorba de fumători, de persoanele stresate sau cele care au așa numitul sindrom metabolic, diabet zaharat, colesterol crescut, hipertensiune arterială. Aceste trei entități vin din excese pe linie de dulciuri, diabetul, pe linie de grăsimi, creșterea colesterolului, și pe linie de sare, hipertensiunea arterială, la care se adaugă, cum spuneam, fumatul. Deci dacă ai toți patru factori de risc, vă dați seama că e un risc mult mai mare de a face un infarct. Dacă nu ai niciunul, riscul este foarte scăzut. Dar mai intervin și factori, să zicem, secundari, activitatea fizică și cât ești de expus la stres. E, în momentul în care te știi că ai cel puțin unul din acești factori de risc, trebuie să consulți cardiologul cel puțin la 6 luni. Și medicul de familie chiar mai des, dacă este cazul. Deci este important ca telespectatorii noștri să fie precauți dacă se știu cu unul dintre acești factori de risc. E, acum să vorbim despre tabloul clinic. Este vorba de o durere puternică care apare în spatele sternului, retrosternal sau substernal, cum se spune în engleză, deci în spatele sternului. Este o durere care nu poate fi trecută cu vederea. Este o durere puternică, cu caracter constrictiv. Te strânge efectiv ca într-o menghină. Și atunci pacientul nu poate să ignore această durere și de cele mai multe ori alertează pe cei din apropierea sa și este dus de urgență la spital. Este dus. Atenție, nu trebuie să meargă pe picioarele lui, pentru că miocardul este în suferință și dacă îl pui la cel mai mic efort fizic, se ard mai multe, se consumă, se distrug mai multe fibre miocardice decât ar trebui. E ca o pădure care arde. E la mod acum să arde pădurile. Deci, fibrele miocardice se distrug cu viteza cu care ard copacii. Și atunci, cu cât te duci mai târziu la spital, cu atât rămâne mai puțin miocard și este mai greu pentru medici să restaureze starea inițială. Dar, dacă te duci rapid, în 2 ore, prin aplicarea tratamentului farmacologic și mai ales prin intervenția cu montare de stent, se poate aduce, în cele mai fericite cazuri, pacientul în starea în care era înainte de infarct. Deci el poate, în câteva săptămâni, bineînțeles cu tratament, cu consiliere și așa mai departe, să revină la muncă. El, legal, desigur, beneficiază de un an de zile de concediu. Dar mulți dintre ei pot să revină mai repede. Deci infarctul se caracterizează prin această durere extraordinară, la care, sigur, noi în spital facem electrocardiogram, facem biomarcării care arată creșterea troponinei, facem ecografie cardiacă și vedem acolo că nu se mișcă mușchiul cardiac cum trebuie și așa mai departe. Există cazuri în care, totuși, pacienții, chiar dacă au infarct, nu ajung la spital. Îi descoperim tardiv, vedem sechela de infarct, după poate chiar luni și ani de zile. E vorba de persoane mai rezistente fizic, care au supraviețuit unui infarct. E vorba de persoane stoice, care rezistă la durere. Deci îi doare, îi sfâșie pieptul și ei nu încearcă să reziste. Eroi, dintr-un anumit punct de vedere. Și persoane la care sensibilitatea este redusă din cauza diabetului sau vârstei înaintate.